CS Mioveni a spart gheața în actualul sezon al Ligii 1, învingând pe Gazmetan Mediaș cu scorul de 4-2. Iliesan a folosit echipa Coca Voicu, Sândulescu, Iordache, Neagu, Mărgăritescu, Gheorghe, Enache, Dică, Neaga, Tănasă. Scorul a fost deschis de Sândulescu încă din minutul 3, cu o lovitură de cap bine plasată. Normal că sunt fericit pentru faptul că am debutat cu dreptul. Sincer, mi-a fost greu să accept oferta, pentru că era după 4 etape în timpul campionatului și perioada de 7 zile până la joc era foarte scurtă ca să pot să așez cât de cât echipă. Dar vreau să felicit în primul rând jucătorii pentru faptul că au înțeles că fără muncă și fără sacrificii nu poți face performanță. În repriza secundă, Tănasa a înscris și el în minutele 48 și 62 după două acțiuni foarte frumoase. Ultima reușită a argeșenilor a purtat semnătura lui Olteanu în minutul 80. Pe final, oaspeții au profitat de inexactitățile defensive argeșene, punctând de două ori. Încă o dată, felicit jucătorii pentru determinare, pentru spiritul de sacrificiu și să Dumnezeu să ținem așa. Cu acest succes, CS Mioveni a acumulat 3 puncte și nu mai ocupă ultimul loc în clasament. Argeșenii vor juca în următoarea etapă cu Pandurii Târgu Jiu.